Șeful statului Nicolae Timofti a demis la indicația lui Leancă doi miniștri liberali. Acesta a semnat decretele privind revocarea lui Mihai Moldovanu din funcția de vicepremier și a lui Anatol Șalaru din funcția de ministru al transportului și infrastructurii drumurilor. Decretele au fost semnate la propunerea premierului interimar Iurie Leancă. După modificările legislative adoptate pe data de 3 mai curent, premierul în exercițiu are dreptul să facă remanieri de cadre dacă există temei. Totodată, guvernul nu a explicat care au fost motivele ce au stat la baza deciziei premierului Iurie Leancă. În același timp, ministrul transportului și infrastructurii drumurilor, Anatol Șalaru, este unul din cei mai controversați membri ai guvernului, fiind suspectat în multiple cazuri de corupție. Cel mai mare și scandalos exemplu care a dat motive de suspiciune a fost reparația garniturilor de tren la o uzină din orașul românesc Pașcani. De asemenea, Moldova a contractat sute de milioane de lei pentru reparația capitală a drumurilor, activitate care era controlată de ministrul Șalar. Până în prezent, o bună parte din traseele naționale importante, care au fost reparate anul trecut în baza creditelor străine, sunt deteriorate complet.